Imagini șocante surprinse în capitală și canat în trafic, un șofer coboară din mașină și nici mai mult, nici mai puțin îl ia la bătaie pe cel care i-a tăiat calea. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Totul a avut loc în zona pasajului Lujerului. Incidentul a fost filmat de un alt conducător auto ce avea montată o cameră video pe bordul autoturismului. Șoferul recalcitrant se dă jos din mașină și se îndreaptă grăbit spre un alt bărbat aflat în trafic. Fără să stea pe gânduri, îl lovește cu pumnul pe celălalt conducător auto, apoi se întoarce liniștit la mașina sa.